Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi aflăm împreună cum ne pregătim pentru noua lume 5D, cu ajutorul unor sfaturi de la Vital Frossi. În primul rând îi mulțumim prietenului nostru Marius Sumedrea că ne pune la dispoziție aceste informații pe blogul său Burebista 2012. Misterul transformării Pământului de astăzi trezește mai mulți oameni în fiecare zi. Aprins de evenimente, invită tot mai mulți oameni să se trezească. Numărul celor care se auto-observă și doresc să înțeleagă viața a crescut. Deși suntem perceptibili la dezvoltare și schimbare, din păcate zgomotul încă mai neacă această schimbare tăcută în inimile multora. De îndată ce, în tăcere și pace, atenția a fost mutată, se deschide o altă lume cu noi realități. Este nevoie ca umanitatea să se ridice și să se trezească, astfel încât cel puțin o parte a omenirii să-și îndrepte calea spre lumină și să nu fie distrasă de la ea. În viitorul apropiat, lumea din a treia și a patra densitate sau dimensiune va fi doar casa celor care doresc să continue în această densitate, cei al căror ciclu de viață nu a fost finalizat. Chiar dacă acum poate părea că nu există nicio cale de ieșire din această situație, în care puterile întunecate încă stăpânesc, adevărul este clar diferit. Războiul lor este pierdut și noi am câștigat. Energia pentru spargerea compresiei se construiește în rândul oamenilor și într-o zi pe care nimeni nu o poate prevedea, complet neașteptat, întreaga amploare a minciunilor va ieși la iveală și va fi văzută de mase, iar oamenii vor descoperi că au fost în mod grandios mințiți de autoritățile lor. În acel moment, prin supremația oamenilor, totul se va întoarce în bine, în timp ce toată lumea se va întoarce spre lumină. Considerați perioada de acum ca o pregătire, dar cu siguranță se va întâmpla. Matricea a fost spartă, acum este vorba doar de trezirea în masă a oamenilor. Ei trebuie să poată vedea criminalii corupți cu propriilor ochi pentru a ști cine și ce sunt ei și că au făcut pagube nespuse oamenilor. Cu cât suntem mai adânc înrădăcinați în noi și cu cât suntem mai conectați la sufletul nostru, cu atât vom înțelege mai bine conexiunile cosmice și cum putem trăi mai ușor și mai armonios. Totul se învârte în jurul gândirii independente. Din păcate, puțini au fost învățați asta. Maria Montessori, punând accent pe gândirea autonomă și intuiția individuală, a folosit dorința naturală a copiilor pentru a învăța să predea aceste cunoștințe experiențiale și pentru a demistifica atitudinea clasică a adepților. Puterea forțelor întunecate va ceda în ziua în care oamenii se vor ridica în masă și vor prelua planeta Pământ înapoi. Amintiți-vă că mulți încă trebuie să se acorde cu această transformare pozitivă, iar acest lucru necesită timp. Aceasta este cea mai mare și mai frumoasă provocare, să unim omenirea pentru a purifica, proteja și păstra Pământul ca bijuterie a ordinii divine. În continuare, Vital Frossi ne dă unele îndrumări, ajutând omenirea de pe Pământ să se pregătească pentru noua lume 5D. Vital Frossi este psihoterapeut reîncarnare, consilier spiritual, training în psihologie transpersonală la Unipaz, master în Reiki la Escola André Luiz și Seller Facultades, mesager la Seller Facultades, mediu intuitiv semiconștient, speaker, îngrijire față în față și la distanță. Vital Frossi spune că misiunea lui pământească pentru această experiență este iluminarea și trezirea spirituală. Iată care sunt sfaturile acestuia pentru omenire. În primul rând, oferă un mic ajutor în detoxifierea organismului, amintindu-ne că ne aflăm în cea mai intensă perioadă de ajustare energetică și de frecvență pe care umanitatea a experimentat-o vreodată. Această ajustare este necesară, deoarece portalurile
radiază acum energii care vor debloca cele 10 catene de ADN uman. Acestea au fost înăbușite de invazia arhonilor cu sute de mii de ani în urmă. Corpul uman are 12 catene. Cu toate acestea, modificarea genetică prin hibridizare cu rase reptiloide a redus aceste catene de ADN la doar 2. Acest proces a limitat întreaga rasă umană de pe pământ în dezvoltarea sa, făcându-i pe oameni o pradă ușoară pentru stăpâni. Creatorul a decis că acest lucru este acum suficient și aici se termină domnia puterilor întunecate. Dar corpul uman trebuie adaptat pentru a-și restabili potențialul inițial, necesar pentru a absorbi frecvențele superioare ale celei de-a cincea dimensiuni. Acest proces este deja în curs și se va întâmpla treptat. Cele cinci portaluri vor aduce vibrația de rezonanță necesară pentru a debloca cele 10 helixuri inactive de ADN în următoarele 40 de zile. Deja ADN-ul uman se îndreaptă către o categorie GNA, adică ADN galactic, care predomină în lumea 5D și dimensiunile superioare. Deoarece schimbarea este destul de intensă, pot apărea mai multe simptome de adaptare neplăcute. Cu toate acestea, nu toată lumea simte aceleași simptome cu aceeași intensitate. Așa că nu vă faceți griji pentru comparații. Observați-vă corpul și încercați să-l înțelegeți. Modificarea ADN-ului va produce modificări majore în întregul organism, dar nu în aspect, ci în sistemul digestiv, respirator, circulator, renal, etc. Una dintre căile prin care ne putem adapta mai ușor este naturală. Prin acordarea cu natura, procesul merge natural. Cel mai frecvent în acest moment are de-a face cu sistemul digestiv, deoarece acest sistem completează energiile corpului. Încercați să vă ascultați și să vă observați mai mult corpul, în special corpul fizic. Este corpul care suferă cea mai mare schimbare. Desigur, și corpul emoțional se adaptează și simptomele sale specifice nu trebuie ignorate. Natura este marele aliat în această luptă. De aceea, animalele și plantele nu simt disconfort. Dimpotrivă, ele vibrează cu noile energii deja prezente pe planetă. Este o sărbătoare incredibilă pentru ele. Adaptarea lor este firească și nu există rezistență din partea lor. Iată câteva recomandări date pentru a atenua aceste simptome, deoarece pot fi foarte intense în anumite ore sau zile. Cu excepția situațiilor în care există dovezi și cauze specifice, nu vă îmbolnăviți. Ființele umane, spre deosebire de plante și animale, au credințe și emoții înrădăcinate în registrele sufletului. Acestea sunt cauze care se adaptează fiecărei situații și, în acest fel, oferă multă rezistență fiecărei schimbări. Această rezistență crește potențialul oricărui simptom. Corpul emoțional este responsabil pentru acumularea de pete care trebuie acum purificate. Corpul fizic a acumulat elemente prin chemtrails, substanțe chimice, medicamente și în hrana pregătită și depozitarea alimentelor. De asemenea, metalele grele din aerul pe care îl respirăm, din apa pe care o consumăm, care se găsesc în produsele farmaceutice, de igienă, de curățare și de înfrumusețare. Toate aceste elemente sunt cunoscute din tabelul periodic predat la școală și sunt prezente și în organism, nu în memoria noastră, ci impregnate în organele noastre. Elementalii de pe pământ aparțin celei de-a doua dimensiuni. Pe noul pământ 5D nu pot exista. De fapt, nu ar putea exista nici în 4D. Acesta este motivul pentru care sufletul părăsește corpul fizic de fiecare dată când trebuie să treacă în 4D. Elementalii din corpul fizic revin la 2D, unde se descompun după dezîncarnare. Elementalii sunt prinși în corpul nostru.
Zona în care sunt concentrați se numește plexul solar sau chakra situată în partea de sus a abdomenului, adică miezul personalității și al ego-ului nostru. Deci, zona din jurul stomacului și tot sistemul digestiv. Acesta este motivul pentru care disconfortul este cel mai mare în această parte a corpului. Detoxifierea este, de fapt, renunțarea la elemente. Acest lucru poate fi realizat în multe feluri, aproape imperceptibil. De asemenea, expunerea la soare, în medie 15 până la 30 de minute pe zi, între orele 10 și 16, ajută la detoxifierea metalelor grele. Mersul desculț descarcă elementele în pământ. La fel și îmbrățișarea unui copac sau scăldarea în apă. Chiar și dușul ajută. Prin urmare, atunci când ați terminat baia și vă clătiți, închideți ochii, faceți o piramidă cu ambele mâini, folosind cele două degete mari ca bază și cele două degete arătătoare ca pereți. Aduceți această piramidă la piept, doar deasupra glandei timus. În acest moment, vă atingeți și spuneți eu și respirați adânc, imaginându-vă aerul care intră prin piramidă. Apoi, dați-i drumul încet, de parcă corpul vostru lasă aerul să iasă din toți porii. Lăsați-vă imaginația să curgă liber. Chiar și culorile vindecă, sau orice vă vine în minte în acel moment. Eliberați totul din corpul vostru și lăsați apa să preia controlul. Durează doar 2-3 minute pentru a face această curățare. Desigur, există multe tehnici terapeutice utilizate astăzi, care sunt toate utile. O altă procedură poate fi făcută înainte de a merge la culcare. De fapt, sunt două metode. Afirmați astfel: eu sunt, spuneți numele vostru, în numele sufletului meu, în numele sinelui meu superior, în numele sursei și în numele tuturor ființelor de lumină, cer cu dragoste echipei medicale pleiadiene să mă ia pe nava lor medicală în timpul somnului pentru a-mi vindeca corpul de simptom, spunem simptomul, și pentru a elibera toate toxinele și metalele grele acumulate. Aceeași cerere poate fi făcută și camerelor de vindecare din Telos, orașul intraterestru de sub muntele Shasta. Cereți să fiți duși acolo pentru a fi vindecați în camerele de cristal din Telos. Paturile medicale sunt acum disponibile, nu aici, pe suprafața pământului, pentru că marile companii nu le permit. Dar pentru că este o tehnologie pleiadiană, acestea sunt disponibile pe navele lor spațiale din jurul pământului. De asemenea, puteți solicita înainte de a merge la culcare să fiți transportați acolo în timp ce dormiți și pentru a fi vindecați în același mod. Cei care au deja o mai mare înțelegere pot cere să fie transportați în mod conștient acolo. Doar faceți o meditație și cereți acest transport, văzând și simțind singuri întregul proces. Dar trebuie mai întâi să credeți și să aveți încredere în toate procedurile. Corpul respectă întotdeauna porunca mentală sinceră a proprietarului său. Totuși, poate fi aplicată o altă procedură care reduce semnificativ simptomele. Când apare un simptom fără o cauză aparentă, concentrați mintea pe înțelegerea faptului că acest simptom este un proces de reglare a energiei. Ignorați convingerile limitative că ar putea fi ceva grav sau o boală. Ascultați-vă corpul, acceptați simptomul și spuneți mental: se adaptează la noile frecvențe. Respectați nevoile corpului. Dacă vă cere să vă odihniți, odihniți-vă. Dacă vă cere să dormiți, dormiți. Dacă vă cere să mergeți în natură, mergeți în natură. Dar nu rezistați la ceea ce vă cere. Înțelegeți-l și ajutați-l. Și, în sfârșit, o altă tehnică grozavă care eliberează elementalii. Faceți o meditație și imaginați-vă un stâlp de lumină care vine de la soarele central cosmic, trecând prin soarele central al galaxiei,
trecând prin soarele vostru, ajungând la voi, trecând prin corpul vostru, trecând prin plexul solar, zona stomacului, coborând în pământ, trecând prin a doua dimensiune și terminând în miezul cristalin al pământului. În timp ce faceți asta, cereți iertare a celor elementali care au fost întemnițați neintenționat în voi. Spuneți-le în numele Ordinului Creștin că acum îi veți elibera. Cereți-le să se întoarcă la casa lor în a doua dimensiune. Imaginați-vă că îi vedeți întorcându-se prin acest tâlp de lumină. Mulțumiți-le pentru toată învățarea pe care v-au oferit-o și simțiți-vă liberi de efectele negative pe care le-au provocat atunci când au fost prinși în corpul vostru. Aceasta include multe tehnici și proceduri care aduc întotdeauna ameliorarea simptomelor de detoxifiere. Ca să nu mai vorbim că sunt eliberate și multe miasme, dar acestea, spre deosebire de elementali, sunt produse de corpul emoțional. Teoria miasmei este o teorie predată în homeopatie pentru a explica cauza bolilor cronice. Dar miasmele pot fi de asemenea eliberate folosind aceleași tehnici ca la elementali. Marele maestru a spus acum 2000 de ani: cunoaște-te pe tine însuți și vei fi vindecat. Folosiți-vă puterile născute. Puteți face asta și multe altele. Ne îndeamnă Vital Frossi. Dragi prieteni, vă las pe voi să vă gândiți și să trageți concluziile. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la final. Dacă vi se par interesante aceste informații, vă invit să le împărtășiți și cu cei dragi, apăsând like și share. Până data viitoare, prieteni, când vă aștept cu mare drag, vă doresc numai bine. Pe curând!